Faptele apostolilor capitolul 1. Vă rog deschideți să urmărim împreună cuvântul Domnului de la versetul 4 la 11. O să avem o prezentare scurtă, concisă, dar socotesc importantă pentru înțelegerea acestui mare eveniment care este înălțarea Domnului pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta e de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soracele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Și voi veți primi o putere când se va pogorâi Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile Pământului. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la El, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochilor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-a arătat doi bărbați îmbrăcați în alb. Și au zis, bărbați galileieni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus, care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru, va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Amin. Amin. Evangeliștii sinoptici, sinopticii cred că nu vă speriați de cuvântul ăsta, de termenul ăsta, sunt Matei, Marcu și Luca. Adică prezintă cronologic evenimentele din viața Mântuitorului și se uită toți trei în aceeași direcție. Ioan e scris complet din altă perspectivă, mult mai târziu, și are puțin alte accente și scoate în evidență lucruri de o maximă importanță. Dar sinoptice, pe partea lor, tot timpul creează imaginea unui munte și Matei își propune să finalizeze Evanghelia cu muntele din Galileea și cu ce spune Domnul pe muntele din Galileea. Marcu vorbește despre Înălțarea Domnului și despre semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. Luca face tranziția, când încheie în 24 în Evanghelie și în Fapte 1, cu aceeași temă a paracletului, a Duhului Sfânt, a așteptării și în Cartea Faptelor suntem duși, iată, pe acest munte a măslinilor. Înspre Betania, la o distanță de aproximativ o zi de mers, o zi de sabat, cum spune evreul, și în timp ce Domnul vorbește cu ei despre așteptare, despre importanța așteptării Duhului Sfânt, se înalță din mijlocul lor. Vom vorbi în seara aceasta despre patru semnificații ale înălțării patru semnificații ale înălțării. De ce s-a suit Domnul Isus la cer? De ce s-a înălțat la cer? Ce învățăm din asta? Patru lucruri, pe scurt. <coughs> în Ioan, și de acum la începutul Evangheliei lui Ioan, încă în capitolul 1, 1 cu 36, Ioan Botezătorul este cel care, având lângă el niște ucenici, când îl vede pe Iisus trecând, subliniază și scoate în evidență cu putere și zice, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. În Ioan, de la bun început, Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu prezentat, e cuvântul întrupat, e, e arătată divinitatea Lui, e arătată lucrarea Lui. În sinoptici, în cei trei, abia la urmă, și abia după înviere, ucenicii înțeleg ce se întâmplă. Ioan prezintă puțin din altă perspectivă, vă ziceam. Primul motiv. S-a suit la cer ca să facă curățirea tuturor lucrurilor, spune cuvântul lui Dumnezeu. Nu numai iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, Așa cum spune Coloseni 2, versetele 14-15, Hristos a șters zapisul cu poruncile Lui care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic și le-a pironit pe cruce, a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieșit privitor asupra lor pe cruce. Acest zapis este o listă cu toate păcatele noastre, cu toată vina noastră. Și Iisus a pironit lista aceasta imensă cu păcatele noastre ale tuturor pe cruce. Dar le-a pironit împreună cu trupul lui, împreună cu jertfa lui, împreună cu sacrificiul maxim și, și total care l-a plătit acolo, pe cruce. Prin moartea lui pe cruce ne-a izbăvit de plata păcatului. Jertfa lui a șters acest zapis. Scriptura spune însă că mai trebuia făcut această curățire și în cer. Acest zapis, diavolul îl prezenta în cer. Și acolo exista o listă înaintea lui Dumnezeu și părâșul nostru, diavolul, spunea, uite, sunt vinovați, trebuie să moară. Și atunci, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Domnul Iisus Hristos, ca mare preot, Evrei, capitolul 4, versetul 14, avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile pe Hristos. Evrei 7 cu 26. Un astfel de mare preot ne trebuia, sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai presus de ceruri. Evrei 9, 11 la 12. Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare. A trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta, și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a curățat și a, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Evrei 9, 23-24, dar deoarece chipurile lucrurilor care sunt în ceruri au trebuit curățite în felul acesta. Observați, curățirea aceasta trebuia să se facă și pe pământ, trebuia să se facă și în cer. Au trebuit curățite în felul acesta, trebuia ca însuși lucrurile cerești să fie curățite cu jerfe mai bune decât acestea, Căci Hristos n-a intrat într-un locaș de închinare făcut de mână omenească după chipul adevăratului locaș de închinare, ci a intrat chiar în cer ca să se înfățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Deci primul motiv este această mare și maximă nevoie de curățire. A trebuit să se ducă în cer cu jerfa, cu lucrarea încheiată, când a murit pe cruce și a spus s-a sfârșit, sensul acolo este s-a rezolvat, s-a încheiat, s-a dus la bun sfârșit, s-a plătit prețul, s-a făcut tot ce trebuia făcut. Nu că s-a sfârșit doar suferința lui și s-a terminat cu chinul. Nu, nu, nu. Te telestai are acest sens de s-a completat izbăvirea, mântuirea, salvarea noastră. Al doilea, al doilea motiv pentru care Iisus Hristos s-a suit la cer este, așa cum bine a spus El, ca să trimită făgăduința Tatălui. Ioan 16 cu 7. Vă este de folos să mă duc la Tatăl, căci dacă nu mă duc eu, mângăietorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Vedeți ce clar spune? Ce limpede? fapte 2, 32, 33. Dumnezeu a înviat pe acest Iisus, predica de la Rusalii, cum o explică și cum o interpretează Apostolul Petru. Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi suntem martori ai Lui. Și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta Lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți. Efeseni 4, versetele 8 la 10. S-a suit sus, a luat robia roabă și a dat daruri oamenilor. Și acest s-a suit, ce însemnează decât că înainte se coborâse în părțile mai de jos ale pământului, cel ce s-a pogorât este același cu cel ce s-a suit mai presus de toate cerurile ca să umple toate lucrurile. Deci s-a înălțat la cer, al doilea motiv, ca să trimită făgăduința Tatălui, ca să trimită paracletul, să trimită mângâietorul, să-l trimită pe Duhul Sfânt. Al treilea, al treilea motiv s-a suit la cer pentru că acolo la cer și acolo în cer aveam nevoie de cineva care să stea permanent să mișlocească pentru noi. Al treilea motiv s-a suit la cer ca să mișlocească pururea pentru noi. Romanii 8, 33, 34. Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Cine va o sândi? Hristos a murit. Ba mai mult, El a și înviat și stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Vom veni duminică să stăm la masa Domnului și deavolul va zice, nu meriți, n-ai niciun drept. Și noi vă spune, meritul pentru care sunt aici e jertfa lui Iisus Hristos. Și cel care mișlocește pentru mine ca să pot sta aici, stă la dreapta lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Mișlocitorul, singurul mișlocitor. Unul Timotei, 2, 5 cu 6. Este un singur Dumnezeu, un singur mișlocitor între Dumnezeu și oameni. Omul, Iisus Hristos, care s-a dat pe sine ca preț de răscumpărare pentru toți. 1 Ioan 2 cu 1. Dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Isus Hristos cel neprihănit. Evrei 7, 24-25. Dar El, Hristos, pentru că rămâne în viac, are o preoție care nu poate trece de la unul la altul, de aceea poate să și mântuiască în chip de săvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururea ca să mișlocească pentru ei. Oare ne dăm noi seama ce fantastic lucru ăsta este ăsta? Adică Domnul Iisus zice, pentru asta trăiesc pururea. Pentru asta stau la dreapta lui Dumnezeu. Să te ajut pe tine. Să te încurajez pe tine. Să-ți trimit ție putere, biserică. Și fiecare din noi, fiecare copil al lui Dumnezeu, să primească de la acest de la acest mijlocitor putere. Un singur mijlocitor între om și Dumnezeu. O foarte ciudată și, și paradoxală uh, realitate. Urmăream odată un interviu și un documentar pe subiectul acesta, și unui preot de la Vatican i s-a luat interviu uh, despre rugăciune și cum se roagă el și cui se roagă el și a înșirat cei cărora le aduce el rugăciuni. Știți pe ce loc era Domnul Isus Hristos? Pe locul șase. Și ăsta era preot catolic de la Vatican. Isus Hristos era pe locul al 6-lea. Și Sfânta Scriptură spune, nu este alt nume, nu este alt mijlocitor, nu este nimeni care să mijlocească. El trăiește pururea ca să mijlocească pentru noi. Motivul al treilea motivul mișlocirii. Motivul curățirii, motivul trimiterii paracletului a Duhului Sfânt, motivul mișlocirii. Și ultimul, ultimul motiv și ultima semnificație a înălțării, s-a suit la cer ca să pregătească un loc pentru noi. Ioan 14, 1 și 2. Să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. 2 Corinteni 5,1 Știm că dacă se desface casa pământească a nostru, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Este făcută de Domnul Iisus Hristos, este făcută de Dumnezeu. 2 Corinteni 5, 6 cu 8. Noi totdeauna suntem plini de încredere, căci dacă știm că suntem acasă în trup, pribegim departe de Domnul, pentru că umblăm prin credință, nu prin vedere. Da, suntem plini de încredere și ne place mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. Filipeni 1 cu 23. Sunt strâns, spune Sfântul Pavel, din două părți. Aș dori să mă mut, să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi mult mai bine. O să ziceți, acum cu atâtea privegiuri, cu atâtea mormântări, toată săptămâna asta am ținut-o într-un priveg și într-o plângere, vorbim numai de. Iată cum gândește un sfânt, cum gândește un mare apostol. Deci ar fi mai bine. Ar fi mai bine că să mă mut acasă. 1 Tesalonicen 4, 16, 17. Însuși Domnul, cu un stigăt, cu glasul unui arhanghel, cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogori din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos, apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu El în nor, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă, dar unii pe alții, cu aceste cuvinte. Și îmi place aici accentul ăsta pe care îl spune iarăși Sfântul Pavel, zice, știți că în lucrarea aceasta se implică însuși Domnul. Însuși Domnul. Nu trimite un înger, nu, nu pune pe altcineva să rezolve treaba asta. Ci însuși Domnul s-a dus să ne pregătească loc. Însuși Domnul, nu numai că ne așteaptă, însuși Domnul vine după noi. Adică vine, vine tata. Nu trimite o slugă, nu trimite pe cineva. Vine el. Dacă am putea să prindem frumusețea aceasta. Apocalipsa 21, 9, Unul din cei șapte îngeri care țineau cele șapte potire mi-a zis, vino să-ți arăt mireasa, nevasta mielului. Și m-a dus în Duhul pe un munte mare, Observația iarăși tema muntelui, pe un munte mare și înalt și ne-a arătat cetatea sfântă, Ierusalimul, care se pogora din cer de la Dumnezeu. Apocalipsa 2 cu 17. Duhul și Mireasa zic vino și cine aude să zică vino și celui ce este sete să vină. Cine vrea să bea apa vieții fără plată. Al patrulea motiv, pregătirea unui loc pentru mireasă. Pregătirea unui loc pentru aleșii lui Dumnezeu, pentru copiii lui Dumnezeu. Acestea sunt cele patru motive. Foarte, foarte important să înțelegem lucrul acesta. Motivul curățirii, motivul trimiterii, motivul mijlocirii și motivul pregătirii unui loc unde să ne ia, și să ne ducă acasă. Ce important ar fi, nu-i așa, să fim deslegați de toate, să fim legați numai de El. Închei cu o notă ușor Alarmantă. Și o să vă spun asta tuturor acelora care v-ați uitat în frigider și ați strâmbat puțin din nas că lucrul ăla e de săptămâna trecută și nu știu dacă să-l mai țin sau să-l arunci. Sau ați uitat în closet și a zis, spre prea multe sau prea puține, trebuie să schimb. Garderoba, trebuie să schimb setul trebuie să schimb mobila, să... În 15 mai, în Cartun, în închisoarea din Cartun, Nord Sudan, uh, o tânără femeie, mama, soție, 27 de ani, o cheamă Maryam Yehia, a fost condamnată la moarte. Pentru un simplu motiv că este creștină. Și pentru că s-a căsătorit cu un creștin de Sharia law, legea musulmană a țărilor musulmane, Sharia law, a condamnat-o înainte de a fi spânzurată să fie și biciuită cu o sută de lovituri pe spate. Are un copilaj de un an jumate, un băiețel, și acum a născut o fetiță. Și așteaptă ca să-și revină puțin după naștere și o să o lovească cu o sută de lovituri pentru păcatul adulterului. Că spun musulmanii că dacă s-a căsătorit cu creștinul, a comis adulter din punct de vedere al religiei lor, și apoi pentru că a îmbrățișat creștinismul să fie spânzurată. Are 27 de ani are cu ea în închisoare băiețelul de una jumate și are fetița abia născută. Și nu vrea să renunțe. Și soțul ei, creștinul, aici e ciudat, e un bărbat în cărucior. Nu e făt frumos din lacrimă. Da? Și eu deschid frigiderul și cometez. Și eu bombănesc. Și sunt nemulțumit. Și sunt mofturos. Și bag de vină lui Dumnezeu și oamenilor. Și Ștefan zice, țineți voi bolovarii în mână, screșniți voi din dinți, dar eu văd cerul deschis și pe Fiul lui Dumnezeu, stând la dreapta lui Dumnezeu, stând în picioare. Și zice așa, m-am înălțat la cer ca să mijlocesc pururea pentru sfinții de pe pământ. Pentru Ștefan, pentru Toma, pentru această femeie și pentru oricare când trece prin necaz. Și zice, Doamne, am trimis Duhul Sfânt, de putere. Am trimis Duhul Sfânt, de har. Am trimis Duhul Sfânt, de iertare. Am plătit jertfa, am făcut curățirea. Ce mare lucru! că avem un domn la dreapta lui Dumnezeu. Domn al domnilor regi, al regilor, când au copilașii. Pe acesta îl glorificăm și îl înălțăm. Și Sfântul Petru nu spune la întâmplare, zice, Sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Adică cine e Petron? Dacă eu e Petron, Hristos e încă pe cruce. Dacă eu îi pe cruce, atunci Hristos e aici, pe tronul inimii. Cine e pe tronul inimii tale? El e înălțat peste creație, El este înălțat peste univers, este înălțat peste toate lucrurile. S-a dus și a făcut curățirea, s-a dus și a trimis Duhul Sfânt, s-a dus și stă să mijlocească pururea, s-a dus să ne pregătească un loc și eu să fiu nemulțumit și eu să fiu supărat și eu să fiu confuz și nepregătit? Ba nu, Doamne, ajută-mă și ajută-ne să sfințim în inimile noastre pe Hristos ca Domn. Să-L înălțăm pe El. Ne ridicăm. Ne ridicăm, ne rugăm și proclamăm pe Domnul în inimile noastre, Domn și Stăpân, Împărat, Mântuitor, atotputernic, și pentru aceste cel puțin patru motive slăvim și glorificăm pe Dumnezeu. A făcut curățirea, a trimis paracletul, Duhul Sfânt, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pururea și ne-a pregătit un loc special pentru noi. Și însuși El vine să ne ia. Nu vă temeți, nu vă necășiți, nu vă speriați, nu vă îngroziți. Nu vă lăsați și să nu ne lăsăm prinși de alte lucruri, ci să avem ochii țintă la El și în fiecare zi pe El să-L înălțăm în inimile noastre. Ne rugăm!